dar... Te ajut dacă vei fi în încurcătură până atunci, te scurci singurică, să știi? Îți dai seama că tot ce am pregătit eu a fost... am avut noroc doar cu ajutorul Nataliei. Și în această dimineață, tot cu ajutorul ei, voi pregăti clătite cu spanac la cuptor. Pentru clătite avem nevoie de apă minerală, făină, două ouă și un praf de sare. Pentru umplutura de spanac avem nevoie de spanac, ceapă, usturoi, piper și sare după gust. Iar pentru uns tava avem nevoie de unt la temperatura camerei și pesmet. Și cașcaval depus deasupra. Nati, bon.